Elevul din Târgu Mureș care și-a bătut diriginta până a băgat-o în spital a fost exmatriculat. Adolescentul de 15 ani, încătușat pe holurile școlii și reținut, se va putea înscrie în toamnă la o altă unitate de învățământ. Mergem la corespondentul nostru, Cristi Georgescu, cel care vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Cristi. Bun găsit, este decizia luată acum, chiar dacă reprezentanții conducerii colegiului din Târgu Mureș au încercat de mai multe ori să găsească o metodă prin care să îl sprijine pe elev astfel încât să își schimbe comportamentul, dar fără rezultat. Conducerea Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian explică însă faptul că în urma deciziei de exmatriculare, băiatul are drept de reînscriere în anul școlar următor în altă instituție de învățământ. Incidentul în urma căruia s-a luat această decizie drastică s-a întâmplat pe 11 martie, când polițiști au fost solicitați să intervină într-o clasă unde elevul de 15 ani făcea scandal. A fost adus la poliție și totodată amendat. Doar că imediat după aceasta, adolescentul a revenit în unitatea școlară și și-a lovit diriginta cu pumnii și picioarele. Ulterior, elevul a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat penal în continuare pentru infracțiunile de lovire și tulburare liniștii și ordinii publice. Elevul primise o primă pedeapsă școlară de suspendare pentru 5 zile, începând de miercuri 13 martie, dată de către Consiliul Profesoral și validată de către Consiliul de Administrație al Colegiului Alexandru Papiu Ilarian.